V-ați gândit vreodată că virusul gripal este peste tot, inclusiv pe telefoanele mobile? Ei bine, deși gripa poate fi contactată mult mai ușor pe calea aerului, ar fi bine să știți că trebuie să fim precauți și în ceea ce privește telefonul mobil. Medicii spun că un mobil este și de 10 ori mai murdar decât un capac de toaletă. De obicei, nu obișnuim să acordăm o atenție prea mare igienei telefonului mobil, chiar dacă acesta ne însoțește de cele mai multe ori peste tot, la birou, la baie, la sală și chiar în pat. Medicii spun însă că trebuie să fim precauți în ceea ce îl privește și recomandă să ne spălăm mai des pe mâini și să ne dezinfectăm telefonul. Dacă vreți să vă curățați telefonul, o simplă ștergere cu o cârpă umedă nu va fi de ajuns pentru a elimina germenii, bacteriile și virusurile, nici folosirea substanțelor puternice precum solvenții, agenții de curățare de uz casnic sau cei pe bază de alcool nu sunt recomandați. Pentru a-și curăța telefonul, cei mai mulți aplică o cantitate mică de substanță de curățare cu alcool pe o cârpă și îl șterg. O astfel de metodă s-a dovedit a fi cea mai eficientă în îndepărtarea germenilor, însă poate afecta exteriorul dispozitivului. Unele companii au început deja să le ofere consumatorilor produse electronice special concepute pentru a curăța și dezinfecta electronicele. Gripa nu este ceva care să se transmită din cauza telefonului, problema fiind mai degrabă germenii de pe mâinile noastre. Doctorii subliniază importanța de a ne spăla pe mâini sau de a folosi un dezinfectant pe bază de alcool înainte să ne folosim telefonul sau orice altă suprafață expusă mai multor persoane, mai ales că un adult își atinge fața cam de 16 ori pe oră.